În 2 Petru. În 2 Petru la capitolul 1, începând cu versetul 12 până la versetul 15 inclusiv. Haideți să ascultăm cu respect cuvântul. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă aminte. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da osteniala, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Amin. Vă mă rog să ocupați locurile. Dragi și sorori, vă aduc aminte că atunci când am început să ne uităm în cea de-a doua epistolă pe care Apostolul Petru o scrie, spuneam că este un demers logic al lucrurilor, în sensul că ne-am uitat pentru o bună bucată de vreme la 1 Petru, l-am analizat această scriere pe care Apostolul o are în cele cinci capitolele ei și cred că era firesc să ne uităm acum în continuare la 2 Petru, la câteva subiecte, teme pe care această epistolă le uh, prezintă. Ca o temă generală, capitolul 3, 2 Petru capitolul 3, versetul 1 și versetul 2, prea iubiților, aceasta e a doua epistolă pe care vă o scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Vă rog, rețineți aspectul acesta, pentru că fiecare din cele trei capitole pe care le are această epistole se subordonează acestui scop caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, prin informări pe care vi le prezint, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucruri vestite mai dinainte de Sfinții proroci și de porunca Domnului și mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Ideea importantă este aceasta, caut să vă trezesc mintea, mintea uh, sănătoasă. Dacă ați avut și vă spunea când am prezentat înaintea dumneavoastră o parte introductivă vis-a-vis -vis de epistola aceasta, dacă ați avut curiozitatea când ați mers acasă, să analizați, să vă uitați peste uh, epistola aceasta, peste tre cele trei capitole, ați văzut că, pe de-o parte, sunt multe subiecte sau teme doctrinare, teologice chiar, uh, abordări cu totul și cu totul deosebite pe care Apostolul Petru le face. Dar întotdeauna, și de fapt nu este doar la 2 Petru aplicabil lucrul acesta, și uh, la oricare scriere, fie că ne uităm în Vechiul Testament, ne uităm în Noul Testament, am putea să găsim și e de dorit lucrul acesta, să găsim și latura practică sau aplicativă vis-a-vis -vis de uh, scrierea respectivă. Ei, pentru dimineața aceasta, la sărbătoarea aceasta, la timpul pe care îl avem aici în prezența Domnului, M-am gândit să ne uităm la partea practică, aplicativă. Ce putem să extragem din cele patru versete pe care le-am prezentat înaintea dumneavoastră? La versetul 12, 13, 14 și 15. Și m-am uitat cu atenție în mod special la versetul 15. Și spune în felul următor, apostolul, ca o dorință, ca o, dacă vreți, ca un deziderat, ca un obiectiv pe care și l-a format, Atât către destinatar, cât și cu siguranță, vis-a-vis -vis de toată lucrarea pe care Apostolul Petru a avut-o, el spune: cum voi da personal toată silința, toată osteneala, voi depune cu alte cuvinte, dați-mi voi și sinonimul acesta, tot efortul. Ca și după ce eu nu voi mai fi. Și după ce îmi voi termina tot ceea ce înseamnă alergare, viață și slujire, voi să rămâneți cu ceva. Voi să vă aduceți aminte de toate lucrurile acestea. Și vă spun sincer, atunci când am citit epistola aceasta, atunci când am gândit un pic împărțirea epistolei, atunci când am uh, făcut programarea pentru slujirea din Biserica Filadelfia și am împărțit textele, m-am uitat cu atenție, mi-a picat textul acesta, m-am uitat cu atenție și am zis, oare ce aș putea să aduc ca învățătură într-o duminică ca și aceasta Bisericii Filadelfia? vă spuneam, mi-a stăruit mult în minte lucrul acesta și gândurile pe care aș vrea în această dimineață să le prezint înaintea dumneavoastră, le-am pus sub acest titlu. Frați și surori, oare ce rămâne în urma noastră? Nu știu, v-ați spus vreodată întrebarea aceasta. Timpul nostru este un timp limitat. 70 de ani pentru cei mai tari, 80. Am găsit atunci când am pregătit subiectul acesta, am Găsit și un pericol care ne poate pândi pe fiecare dintre noi și, la timpul potrivit, vreau să îl scot în evidență. 70 de ani pentru cei mai tare 80, nu toți ajung, nici măcar 70. Întrebarea care se pune și ar trebui să ne o punem este, după mine, ce rămâne? Ce las în urma mea? Care sunt urmele pașilor? Pentru că, în viața aceasta, în umblarea noastră, să știți că rămân. Urme. Rămân pași. Și ar trebui să ne punem foarte serios, pentru că interacționăm, interacționăm fie din punct de vedere familial, interacționăm fie din punct de vedere social, și interacționăm și din punct de vedere spiritual, fiind așezați într-o comunitate, într-o biserică. Poate că ne gândim doar la cei care slujesc, pă, ei sunt aici, ei sunt factorii de impact în biserică. Eu nu mă refer în această dimineață doar la cei care au anumită responsabilitate în biserică, chiar dacă Apostolul Petru a fost un om cu responsabilitate. Și așa să ne punem fiecare dintre noi întrebarea. Poate că ne-am pus-o. Ok, voi termina la un moment dat și eu drumul acesta alergarea. Ce rămâne după mine? Ne sim foarte mult probabil din punct de vedere material, să rămână o moștenire, să aibă. Uneori se ceartă pe moștenire cei care rămân moștenitori, și mai mult ne vorbesc de rău după aceea de când ne vorbesc de bine. De aceea, aș vrea să medităm, și asta este și intenția pe care uh, o am prin mesajul din această dimineață, să medităm la subiectul acesta. Ce lași în urma mi-am adus aminte, când mă pregăteam, am adus aminte de ce am făcut o paralelă între două personaje biblice. Uitați-vă vă rog frumos în cartea cronicilor, doi cronici, la capitolul 21, e vorba de împăratul Ioram. Împăratul Ioram, fiul lui Iosafat, un împărat din Iuda. Mi-a plăcut foarte mult versetul acesta pentru că sugerează și uh, ne ajută să înțelegem la urma urmei cam cum stau lucrurile. 2 Cronici, capitolul 21, versetul 20. Și ascultați-vă rog. Ioram avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. Da? Deci 40 de ani când și-a sfârșit alergarea, nici măcar 70-80 de ani. Și acum vă rog, ascultați afirmația pe care o face scriptura. A murit fără să lase părere de rău în, în urmă. Adică, 40 de ani trăiți într-un fel de geaba. Și în urma lui n-a regretat nimeni absolut nimic. Și omul acesta, ca oricare om, a lăsat anumite urme. Dar urmele lui n-au produs regret. Și nu i-a părut rău la nimeni că Ioram și-a sfârșit alergarea. Citea fratele Doru la timpul de rugăciune din Evrei, capitolul 3, și în mod deosebit Evrei, capitolul 3 scoate în evidență un personaj al Vechiului Testament, și anume Moise. Știți că și astăzi Evrei se uită cu respect la Moise și între Moise și astăzi au trecut aproximativ, pot să spun, 3400 de ani. Deci, între viața lui Moise, 1400 înainte de Hristos, 2000 uh, noi, 3400 de ani, poate chiar mai bine, 3500 de ani, și și astăzi urmele lui Moise se văd. Și astăzi, și creștinii, și astăzi evrei. Uitați-vă, vă rog frumos, ce scrie despre finalul lui Moise și vreau să vă citesc din Deuteronom, din capitolul 34, versetul 8. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile. Ce diferență între Ioram, pe care nu l-a plâns nimeni și n-a regretat nimeni, și n-a rămas nimeni cu regret, și ce se întâmplă în viața lui Moise și prin plecarea lui Moise. 30 de zile în câmpia Moabului, zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise după aceea s-au sfârșit. Niciunul nu poate fi pus alături, versetul 11, niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește semnele, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin omul acesta. Am scos înaintea dumneavoastră, frați și suror, poate două extreme. Dar ideea este aceasta pe care vreau să o scot înaintea dumneavoastră. Ce urme lăsăm sau ce rămâne în urma noastră? Trei lucruri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, Aș vrea să ne uităm să vedem ce spune Biblia despre aspectul acesta sau despre uh, subiectul acesta. Apoi, de ce este important să medităm asupra unui astfel de subiect? Și în al treilea lucru, cum am putea să avem o viață de impact cu adevărat? Să lăsăm urme puternice care cei care vin după noi să le vadă și să poată să umble așa cum trebuie să umble într-o relație corectă înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la prima idee. Ce spune Biblia? Puneți-mi, vă rog frumos, versetul din Ieremia, capitolul 2, versetul 23 și vă rog, uitați-vă la această afirmație pe care o face aici omului Dumnezeu. Partea a doua a acestui verset zice, la un moment dat, am văzut în versetul acesta, în afirmația aceasta, un îndemn la reflexie spune, priveșteți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Fratele Petrică, la timpul de rugăciune, ne-a provocat tot la un moment de reflexie asupra noastră. Și spune, a spus în felul următor, uitându-se în 1 Corinteni, în capitolul 11, fiecare dar să se cerceteze pe sine sus. Dacă vreți, dimineața aceasta pentru noi este o dimineață de reflexie. Uh, mie îmi place afirmația aceasta, lăsați-mi Ieremia, capitolul uh, 2. Uh, mie îmi place afirmația aceasta pentru că spune, privește urma pașilor în vale. Asta înseamnă că în momentul în care mă uit în urmă, înseamnă că sunt undeva mai sus. Și ce este trist? Că poate unii sunt tot în vale. Unii n-au reușit să urce. Să meargă din locul în care au plecat să urce. Și aici nu mă refer la o vale a problemelor, la o vale a suferințelor, la o vale a plângerilor, ci mă refer la un mers al nostru, al fiecăruia. Frați și surori, dacă după un an sunt la fel ca și anul trecut, dacă după 10 ani sunt la fel ca și acum 10 ani, dacă după 20 de ani sunt tot în vale și bat pasul pe loc și n-am reușit să urc ca să mă uit în vale, nu să rămân tot acolo, E o mare problemă pe care ar trebui să ne o punem. Priveșteți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Mesajul din dimineața aceasta nu este numai pentru frații cu migdalul înflorit, oamenii în vârstă, care mai devreme sau mai târziu finalizează alergarea. V-am pus înaintea dumneavoastră un caz de 40 de ani, Ioram, care la 40 de ani a tras linia. Înseamnă că mesajul poate să fie pentru fiecare și fiecare zi poate să fie o zi de cercetare, fiecare zi poate să fie o zi de reflexie, fiecare zi poate să fie o zi de analiză. Apostolul Pavel scrie și de două ori menționează lucrul acesta în 1 Corinteni, în capitolul 4 și în capitolul 11. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, apostolul spune în felul următor, de aceea vă rog, călcați să călcați pe urmele mele. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Frați și surori, Apostolul Pavel vine și spune, ceea ce se vede în umblarea mea sunt și urmele mele. Dar în mod deosebit, viața mea și umblarea mea se suprapune cu urmele pe care le-a lăsat Domnul Isus Hristos. Am gândit la un lucru și mi-am adus aminte, tot așa, uh, meditând asupra acestui subiect, mi-am adus aminte de o poezie. O poezie a lui Costache Ioanid. Haideți să vă prezint poezia aceasta. E legată de viața și activitatea Domnului nostru uh, Isus Hristos. Dacă se poate și o avem pregătit, am putea să ne uităm la ea. Poezia se întâlnează, poate mâine vom pleca. Poate mâine vom pleca. Pe acele zări senine și ce am putut aici lucra, ce dragoste, cât bine. În urma vieții lui Isus stă turmă lângă turmă. Dar noi cu ce vom merge sus? Și ce lăsăm în urmă? Isus ne-a dat un ghețiman, o golgota, un nume, ce timp tinde... O lume. Următoarea strofă. pus mereu în inim scurmă, dar noi cu ce vom merge sus? Cu fiecare strop de plâns, cu fiecare rană, Iisus veșmânt de har ne-a strâns și aur de coroană. O primăvară ne-a adus, ce în veci nu se mai curmă, dar noi cu ce vom merge sus? și ce lăsăm în urmă. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze, frați și surori, și să înțelegem. Uitați-vă la cina Domnului. Știți ce înseamnă cina Domnului pentru fiecare dintre noi? Raportată la lucrarea pe care Hristos a făcut-o. O urmă pe care Mântuitorul a lăsat-o pentru generații. Pentru că ori de câte ori spunea scriptura stați la masă cu Domnul, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, zice pomeniți. Ce înseamnă a pomeni? Vă amintiți? Rămâne urma aceea pe care Hristos Domnul a lăsat-o în urma Lui și noi, urmașii care venim, ne amintim de fiecare dată. Bisericile noastre au de fiecare dată o dată pe lună, cel puțin lucrarea aceasta atât de importantă și ne amintim de tot ceea ce a însemnat lucrarea pe care Hristos Domnul a făcut-o. Iată doar câteva sublinieri în ceea ce privește mesajul vis-a-vis -vis de Scriptură sau mesajul Scripturii vis-a-vis -vis, uh, de noi. De ce este atât de importantă umblarea noastră, viața noastră? La și pe de o parte, Umblarea pe care o avem aici, chiar dacă sunt anumite standarde, și mi-a plăcut gândul pe care fratele Petrică l-a avut, poate uneori ni se par anumite standarde foarte înalte, da, pentru că tot ceea ce înseamnă astăzi scriptură este tot mai mult perimat. Nu mai este la modă. O carte de 2000 de ani, atât de veche, mai are mesaj actual, contextual pentru noi, generația aceasta, postmodernă, da. Chiar dacă generația se schimbă, chiar dacă vremurile se schimbă, Vreau să vă asigur de un lucru: Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același, pre perfect aplicabil, indiferent de context, indiferent de situație. Și vreau să vă dau un exemplu aici. În momentul în care Domnul Isus Hristos a fost întrebat, provocat la un moment dat despre căsătorie și a zis, este îngăduit unui om să-și lase nevasta și așa mai departe. Știți ce a zis Domnul? A citat din Scriptură un pasaj vechi de aproape, sau un moment vechi, de aproape 4.000 de ani. Și a zis, dar n-ați citit, nu ați văzut. Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească, parte femeiască și i-a binecuvântat. Și după 4.000 de ani, ceea ce Bântuitorul spune e perfect valabil. O, dar câte s-au schimbat în 4.000 de ani? Câte generații s-au succedat în 4.000 de ani? Câte culturi au venit în 4.000 de ani? Și Domnul spune, da, s-au schimbat multe, dar nu principiile lui Dumnezeu. Așa ar trebui să vedem lucrurile, frați și surori. Se schimbă multe, noi ne schimbăm. Biserica Pentecostală în cei 100 de ani, română mă refer, s-a schimbat destul de mult. Dar Dumnezeu rămâne același în principiile pe care le trasează. De aceea face și provocarea în dimineața aceasta, în dreptul nostru al fiecăruia. Apostolii Hristos au lăsat urme Chemarea noastră a fiecăruia este să ne uităm la urmele acestea, să umblăm pe ele, pentru că la rândul nostru și noi vom lăsa urme, alții se vor uita la noi, la, pentru unii vom fi regret că vom pleca, iar pentru alții nu ne-a neapărat bucurie, dar poate nu lăsăm nimic în urmă. Nici un regret. De ce e atât de important? Lași și surori, în primul rând, umblarea noastră și felul nostru de a de a fi. Lasă urme pentru urma și ne vom uita, dar să știți că are și un efect personal. Și aici doar ca o paranteză, are un efect personal. Există un principiu de aur al Scripturii de care ar trebui să ținem cont și acesta rămâne perfect valabil. Uitați-vă, vă vreo frumos, la Galaten, capitolul 6, versetul 7 și versetul 8. Galaten 6, versetul 7 și versetul 8. Nu vă înșelați. Mă opresc un pic aici. E una când te înșală altul și alta este când te înșeli tu pe tine însuți. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă bat jocorit. Ce seamănă omul, vă rog, reține și în viața de zi cu zi. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Dar pentru că noi nu suntem doar materie, pentru că Apostolul conștientizează că fiecare dintre noi avem și o dimensiune spirituală a existenței noastre. Vine cu versetul 8, ca completare la versetul 7 și spune în felul următor: Cine seamănă în firea pământească, tot s-a vorbit despre firea pământească, despre bătălia, despre lupta care există între fire și duc, cine seamănă în firea pământească, din fire pământească, culege putrezirii? Nimic. Zero. Cine seamănă în Duhul într-o dimensiune spirituală, preocupat fiind de tot ceea ce înseamnă viața lui, trăirea lui, gândindu-se la el, dar gândindu-se și la ceea ce urmează. Cine seamănă în Duhul, din Duhul va secera, va culege viața veșnică. Asta trebuie să fie optica noastră, frați și sorori. Speranța care a plecat de aici, de la Philadelphia, Melbourne, da, parte din ea cel puțin, speranța avea o cântare care spunea în felul următor, refrenul cântării. De-ai semănat în câmpul tău numai neghină. Nu aștepta la capăt să culegi grâu. Ați înțeles? Dacă viața mea nu este o viață în conformitate cu voia lui Dumnezeu, nici pentru mine nu-i bine asta și nici pentru urmașii care vin după mine, nu va fi nicio urmă cu impact. De aceea e atât de important să ținem cont de aspectul acesta. Și apoi, bineînțeles, închid paranteza aici legată de efectul personal, e uh, un efect asupra urmașilor noștri. De ce este important să avem grijă, felul în care trăim, Apostolul vine și spune, îmi voi da o steneală a și după moartea mea, să vă puteți aduce aminte. Adică să nu uitați lucrurile acestea. De ce este important? Pentru că toate acestea au un efect și asupra urmașilor. Au efect social, au efect familial, să știți? De foarte multe ori, atunci mă gândeam la familie, înainte de a mă căsători, luna aceasta împlinesc cu Marina la 32 de ani de căsătorie, dar înainte de a mă căsători, când eram adolescent și mă gândeam că va veni momentul să mă căsătoresc, m-am uitat în familia mea, la părinții mei și am zis, asta îmi place, asta nu-mi place. Asta aș vrea să pun în practică și în familia mea că e ok. Asta nu mă parcă caracterizează, nu mă regăsește. Pentru că. Felul părinților de a fi impactează felul copiilor de a fi mai târziu, chiar în viața familială, chiar în viața socială. De aceea, să nu avem impresia că trecem așa ca un abur, da. Viața noastră este un abur, dar noi nu suntem un abur. Noi suntem oameni care lăsăm urme. La care alții se vor uita. Și în special se vor uita cei, se vor uita cei cu care am intrat în contact. Efect asupra urmașilor. Uitați-vă, vă rog frumos. Ce spune David în Salmul 37 ca o constatare? Salmul 37, versetul 25 și versetul 26. Spune așa. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Acum, nu oh, știu cât de bătrân era David când scrie Salmul 37, el moare la 70 de ani, dar, în fine, am fost tânăr și am îmbătrânit. Și acum, ascultați, vă rog. Dar n-am văzut pe cel neprihănit, omul care lasă urme și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Iată cum i-a impactat, iată cum a fost ca o binecuvântare. Versetul 26. Ci el, neprihănitul, omul care merge înainte și care lasă urme, ci el întotdeauna este și milos, dă cum prumut și urmașii lui, vă rog rețineți, urmașii lui sunt binecuvântați. Adică Felul lui de a fi neprihănirea lui, aici e doar o latură, e milos și dăm împrumut, dar cu siguranță sunt și alte calități, alte virtuți care le are neprihănitul acesta, dar ideea este aceasta, urmele lui sunt o binecuvântare pentru cei care vin după el. Ce lăsăm în urmă noastră? Am spus că există un pericol și pericolul acesta la care m-am gândit să l-am numit pericolul de tip Ezechia. Nu știu dacă vă gândiți la ce m-am gândit și eu. Vă aduce aminte de Ezechia, un personaj, un împărat iarăși bun al lui Israel, nu ca Ioram, un împărat foarte bun, la vârsta de 39 de ani. Ezechia primește un mesaj din partea prorocului Isaia, în care Dumnezeu vine și spune, puneți casa în rânduială, că la tine s-a terminat. Până aici ai lăsat turme, este ok, foarte bine, de aici încolo ți-ai terminat alergarea. Omul acesta care a avut o viață activă în relația lui cu Dumnezeu, fiind un împărat bun, bine etichetat de Scriptură, se întoarce cu fața către perete și începe să se roage. Are ce să spună lui Dumnezeu. Doamne, adu-ți aminte și începe să-i spună lui Dumnezeu urmele pe care le-a lăsat. Eu am făcut lucruri cu tare, am făcut aceea cu tare și începe efectiv să-i aducă înaintea lui Dumnezeu toate lucrurile pe care, care îl caracterizau, care le făcuse la urma urmei. Nici nu ajunge bine Isaia afară, că Dumnezeu îi vorbește din nou lui Isaia și spune, duce înapoi, am auzit rugăciunea, am auzit lacrimile, am văzut lacrimile, am văzut starea lui Ezechia. Du-te și spune că la cei 39 de ani mai pun 15. Dumnezeu este stăpân peste viața, viața noastră. Mai pun 15. Dar la 54 de ani când finalizează alergarea, nu-i mult, am putea zice. Dar asta a fost hotărârea suverană a lui Dumnezeu. Se întoarce Isaia înapoi și îi dă verdictul. Foarte bine, nu trece mult și vin din Babilon, trimiși și Babilonului. Și în loc ca Ezechia, un om al lui Dumnezeu, un om deosebit, să îl promoveze pe Dumnezeu, să se laude cu Dumnezeu, să scoată în evidență măreția lui Dumnezeu, lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul lui, începe să se laude cu tot ceea ce are. Se întoarce Isaia, vine la el la un moment dat, și spune, oi, cine a fost la tine, ce au văzut? Păi nu le-am lăsat nimic să nu vadă. Au văzut aur, au văzut argintul, au văzut mașinile din garaj, două, trei, cinci. I-am dus în toate camerele, fiecare cameră altfel mobilată, aranjată, tot, tot, tot am arătat. Băi, bun lucru. Ei, am să spun ceva. Vor veni vremurile, pentru că n-ai știut să-L onoresc pe Dumnezeu, vor veni vremurile în care tot ce au văzut vor lua și vor duce în robie. Și acum ascultați, vă rog frumos, pericolul care poate pândi. Isaia 39 cu 8. Isaia 39 cu 8. Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-a răsit este bun, îmi place ce ai zis. De ce? Deci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Ați auzit expresia aceasta după mine potopul? Mă, nu mă interesează ce urmează după mine, treaba lor. Păi dacă eu am descurcat, să se descurce și ei, urmașii mei. Frașii și surori, nu vi se pare interesant un mod și defectuos un mod de genul acesta de gândire? Fiecare pentru el, eu, individualismul acesta, m-am închis, îmi rezolv problemele mele, nu contează ce rămâne după mine, nu contează ce se va zice după mine, nu contează ce urme las, nu contează ce urmări vor fi după mine. Și este unul din pericolele care poate la un moment dat să ne pândească prin gândirea dacă un împărat bun al lui Israel a putut să gândească în felul acesta, nu contează ce rămâne după mine. După mine poate să fie orice. Important e ca la mine să fie bine, acum să fie bine, viața mea, aranjamentele mele și ce rămâne după, după aceea e treaba lor. Da și surori, cred că e atât de important și Apostolul Petru se ocupă de lucrul acesta. Și acum revin la versetul 15. Îmi voi da o ca și după moartea mea, când voi finaliza alergarea mea. Îmi voi da o ca și după moartea mea să vă aduceți aminte de toate lucrurile acestea. Ideea pe care aș vrea acum pe final să o scot în evidență este următoarea. Lasă urme vizibile. Cum? Nu am să mă ocup în gândul acesta de ce să faci și cum să faci. Care să fie atitudinea, la asta vreau să mă refer, care să fie atitudinea pe care o dezvolți pentru ca urmele tale să fie cu adevărat vizibile. Adică și cei care vin după tine să fie cu adevărat binecuvântați. Și nu să zică exact ca despre uh, Ioram. O primă subliniere din contextul acesta este legat de a conștientiza vremelnicia. Rașisorilor, dragii mei, am găsit o expresie, o maximă. Dice că cine nu știe să trăiască, nu știe nici că va trebui să-și moară. Cine nu știe și nu se gândește că la un moment dat va finaliza și alergarea în lumea aceasta de trei ori. În textul nostru, în patru versete de, de trei ori, apostolul se referă la finalul alergării lui. Și vine și spune așa, versetul 13. Socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta. Cort înseamnă întotdeauna ceva limitat. Versetul 14, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată. Știu că va trebui să finalizez alergarea. Versetul 15, ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte. De trei ori apostolul în doar câteva versete menționează faptul, sunt trecător. Eu nu vreau în această dimineață să generez în, în mintea cuiva, eu știu, o stare de disconfort. Acum, frate Gabi, ne vorbești despre moarte. La frați și soror, trebuie să fim conștienți că mai devreme sau mai târziu finalizăm alergarea. Nu suntem veșnici. Dumnezeu a stabilit în dreptul nostru al fiecăruia un timp. La unii mai mult, alții mai puțin, e problema lui. Dacă avem problemă cu timpul pe care Dumnezeu ni l-a stabilit în viață, ne vom judeca cu el când vom ajunge sus și îl vom trage la răspundere. De ce în dreptul unuia 40 de ani și în dreptul altuia 70 de ani, 80 de ani sau 100 de ani? Că nu eram decât un bloc fără chip, ochii tăi mă vedeau, spune David în Salmul 139 și versetul 16. Și în cartea ta, o carte din biblioteca lui Dumnezeu, în suveranitatea ta, ai stabilit un anumit număr de zile care să fie mai înainte de a fi vreuna dintre ele. Interesant lucru. Ei, ca să putem să avem un impact, trebuie să conștientizăm că mai devreme sau mai târziu vom finaliza și noi alergarea aceasta. De aceea e atât de important să fim preocupați și de prezent, dar să fim preocupați și de ceea ce va fi uh, după, după noi. Apoi mai are Apostol aici încă o subliniere și vreau să mă apropii de final, orul să poată cânta și apoi să putem să trecem să ne împărtășim. Apostolul spune, de aceea voi fi gata totdeauna. Cred că e foarte important să fim disponibili, să ne facem timp pentru lucruri care cu adevărat merită. Haideți să ne uităm să vedem oare pentru ce în cele 24 de ore, 8 ore poate dormim. Celelalte care rămân 16 ore, care? Ce ne cheltuim cel mai mult? În ce direcție mergem? Cât de disponibili suntem? Voi fi totdeauna gata, timp, efort, zice versetul 15, îmi voi da o steniala. Îmi voi da o stenială. Și apoi, perseverență, versetul 12 spune, versetul 13, să vă țin treji aducându-vă aminte. Trei lucruri importante pe care le-am văzut ca și făcând parte din ceea ce ar trebui să punem în viața de zi cu zi ca să avem cu adevărat un impact, să rămână urme vizibile, urme puternice în urma, în urma noastră. Vreau să finalizez. Aș vrea încă o dată să ne uităm la poezia aceasta pe care am alucosat Oanit. Spune așa. Poate mâine vom pleca spre acele zări senine și ce-am putut aici lucra, ce dragoste, cât bine, în urma vieții lui Isus stă turmă lângă turmă. Dar noi cu ce vom merge sus? Și ce lăsăm în urmă? Isus ne-a dat un ghețimani, o golgota, un nume, ce timp de două mii de ani am îmbogățit o lume. Cuvântul care ne l-a spus mereu în inim scurmă. Dar noi cu ce vom merge sus? Și ce lăsăm în urmă? Cu fiecare strop de plâns, cu, cu fiecare rană, Iisus veșmânt de har ne-a strâns și aur de coroană. O primăvară ne-a adus și în veci nu se mai curmă. Dar noi cu ce vom merge sus? Și ce lăsăm în urmă? Mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Să fie un moment de meditație pentru fiecare dintre noi și să ne ajutăm întotdeauna să facem ceea ce trebuie să facem, pentru ca să lăsăm urme, pentru ca cei care vin după noi, generațiile care vor urma, să poată să meargă bine și drept pe împărăția lui Dumnezeu.